Bună seara! Da, ce aplauz! Și s-au deschis porțile artistice la umor și a apărut un băiat înalt și ne-a pițigăiat niște lucruri pe care n-am fost în stare să le rețin. Păi, frățică, eu nu înțeleg de ce nu mă ascultă oamenii. Dacă a zis, dom'le, e de ajuns. Știam că n-are cum să ducă în... Să ducea în jos, să ducea la mama dracu, să ducea în penumbră. Bună, eu sunt Vlad Neamț, îmi pare bine să vă cunosc. Sunt student, iar în timpul liber fac videoclipuri pe TikTok. House. Domnul Cătălin aici de față este un mare fan TikTok. Îl prinde 4-5 dimineața, uite așa, ca la păcănele de... Ca la păcănele de pe TikTok. Da, sunt sigur. Vă sfătuiesc să nu mai invitați atâta TikTok-eraie pe aici, pentru că la un moment dat s-ar putea ca TikTok-ul să devină o platformă de bătrâni precum Facebook. Ești foarte amuzant. Mulțumesc colaboratorilor tăi pentru participare. Te-au sprijinit cu adevărat. Ești un mare magician al scenei și nu putem decât să ne bucurăm că ai hotărât să vină această superbă seară la emisiunea noastră. Cu plăcere, domnule Felu. A vorbit atât de frumos că nu știu ce să mai adaug. Bravo, bravo. Bun, Vlad, premiza numărului tău este foarte, foarte bună. Asta este vocea ta. Da. Este de când o ai? nu vă gata. Asta este... Ai, mă, ce? Bă, nu, a fost o tâmpenie. Nu. Foarte bună întrebare. Vezi ceva neregulă la această întrebare? Vlad, asta este vocea ta. Da. Stai, mă, că... Băi, undeva... Mai verificăm o dată. Băi, undeva mă duc. De cât am cumpărat-o, de atunci eu am. Deci, stai, mă, problema cu întrebarea mea care este? Cum sună întrebarea? De când? Dacă poate, cine știe, el a vorbit până la 10 ani în tonul grav și dintr-o dată... Nu, mă. Nu, de ce nasoală întrebare? O întrebare tâmpită. Având această voce... Premisa este senzațională. Mai, faptul că tu faci lucrurile nici măcar la jumătate de măsură, la sfert, la 1% din ce ar trebui să faci pe scenă și pentru că totul este făcător și așa, senzația este un pic cringe. Al minteri, tu ești extrem de simpatic și cred că suntem noi doi în acord față de faptul că el este foarte, foarte simpatic. Mulțumesc. Câți ani ai? 19. 19. Mă gândeam că poate să fie... Vocea în schimbare. Da. Ne vedem și la 50 de ani, Delia. Doamne, și... doamne, o să ajungem la 70 la 50 de ani și probabil tot, asta, tot vocea asta o să o am. Așa că, nu. Da, nebunul. Dar cum întrebi acest om despre voce? Chiar vrei să știi de când are vocea asta? Păi, altfel, de ce am întrebat de tâmpit să mă aflu în treabă? Mie mi se pare absolut senzațională vocea ta. Dar cred că dacă aș fi avut o voce precum vocea ta, aș fi fost fier de curiozitate să mă uit pe internet în momentul în care, bă, o să am 70 de ani sau 80 de ani, cum se... Că trebuie să se modifice cumva genul ăsta de voce. Foarte probabil. N-am căutat niciodată. Cum dar bă, să vede? E aici! Pentru tine o să caut. Și vedem voturile în 3, în 2, în 1, bun. În... Hai! Mulțumesc! Spor la treabă! Hai ca să stabilim niște reguli, ca să-mi dau seama. Dom'le, noi stăm aici și la un moment dat intră și se așează acolo, dar în câmpul nostru de vedere, o femeie cu 4 de colteu și 4 sâni. Eu cred că nu e corect să o întrebăm de când aveți 4. Nu mă, normal că nu poți să zici la femeie, doamne, nu poți spune de când aveți 4. Tâmpit, că asta înseamnă să te duci la ea. Nu, te întâlnești cu cineva, îți vinzi casa, mă. Îți vinzi casa. Sună cineva și cu tare și cu tare și te întâlnești. Da. E de prost gust să întrebi? Doamne, nu vă supărați. Cum de aveți 4? E nasol? Eu aș muri dacă n-aș întreba. Cum adică să nu întreb? Deci femeia are 4 sâni. Dar în același timp ți-am spus că are decolteu și e mulată. Înțelegi? Adică are o de-asta mulată. Băi, adică în mod evident, ea își arată acești 4 sâni. Că și băiatul ăsta, nu? A venit pe o scenă. Ai voie să întrebi de când are 4 sâni? Dacă ea este doamnă de la vrână sus și întreb, dar de ce nu puteați ține cântată de sus? Pentru că aveți o situație specială. Aia, e mai nasol așa. Aveți o situație specială. La mine era mult mai natural. Doamnă, mor dacă nu întreb. De ce aveți 4 sâni?